Bună ziua, vă salută Tatiana! Astăzi vom face un tutorial foarte scurt, foarte ușor și anume vom învăța cum să facem șnurul simplu de macrame sau de lansetă, așa cum se mai numește acasă la noi. Pentru aceasta se folosește firul de bumbac. De obicei, acasă găsiți foarte mult culoarea bej. Eu aici nu găsesc acea culoare care doresc și voi folosi firul alb de bumbac. Este un bumbac mercerizat, bumbac 100%, deci voi folosi culoarea albă și croșetul meu cu numărul 1,15. Puteți folosi croșetul în funcție de grosimea firului pe care îl aveți. Pentru a face acest șnur foarte simplu, acest tutorial menționez, îl fac la cererea dumneavoastră. Deci am făcut un prim ochi de lanț, după care voi continua lucrând 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț. Mă voi întoarce în corespondența primului ochi de lanț și voi închide totul cu fir alunecat. În felul acesta voi întoarce lucrul și voi intra aici pe o parte. Vedeți, în momentul în care am întors, am acest fir aici. Voi intra pe o parte cu croșetul. Acum am două fire pe croșet. Voi extrage firul. După care voi întoarce din nou. Voi căuta unul și cel de-al doilea fir. Îl găsiți cu ușurință și din nou voi trece cu croșetul prin cele două. Eu am strâns un pic cam tare, uitați-vă, așa, am din nou două fire pe croșet, le închid. Voi întoarce din nou, după cum puteți vedea, aici se disting două fire. Voi trece cu croșetul prin aceste două fire. Extrag din nou și închid totul. Învârtind în acest mod șnurul, trebuie să-l învârtim pentru a ieși plat, altfel ne va ieși rotund. Noi vom continua să lucrăm în acest mod în care vedeți dumneavoastră și vom face șnurul simplu. Acest șnur simplu ne este foarte util, foarte folositor în anumite lucrări, în special în lucrările efectuate în tehnica croșetului irlandez. Pe măsură ce vom înainta, bineînțeles, se va distinge din ce în ce mai bine și vă va fi foarte ușor să-l realizați. Eu mă încurc un pic pentru că am camera aici în față și mă deranjează. Văd foarte, foarte greu și foarte puțin, însă, după cum vedeți, merge totul foarte ușor, nu este nevoie, nu este greu, este foarte, foarte ușor. Important este primul pas, pornirea acestuia. De ce am decis să-l fac? Pentru că am văzut că sunt anumite cereri pentru acest tip de șnur. Uitați-vă cum iese, modul în care se distinge. Și așa cum vă spuneam, întorcând mereu firul, noi vom realiza șnurul simplu. Trebuie să fiți atente ca tensiunea firului să fie întotdeauna aceeași, pentru că altfel nu va ieși firul, șnurul nostru nu va ieși perfect. Ia uitați-vă, merge totul foarte ușor. Într-un următor tutorial vom învăța să facem și șnurul dublu și, bineînțeles, voi veni și cu alte danteluțe. Am văzut că vă plac foarte mult danteluțele mele, de aceea doresc să împărtășesc cu dumneavoastră toate modelele pe care le știu. Deci, continuând în felul acesta, noi realizăm
șnurul simplu pentru lucrările noastre. Eu atât am dorit să vă prezint acum, sunt Tatiana Andrieș, vă mulțumesc pentru vizualizări, pentru faptul că sunteți alături de mine, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă doresc o zi minunată, la revedere, vă salută Tatiana!